Bun găsit! Horoscopul zilei de sâmbătă, 20 martie 2021. Înainte de a începe, vreau să mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Luna în Gemeni ne încurajează să acordăm atenție posibilităților și oportunităților din sfera sentimentală, care conduc la înflorirea pasiunii și a atmosferei de armonie. Spontaneitatea duce la un progres semnificativ și la împlinire sufletească. Vibrația zilei este 2 și se va găsi un număr pe care să ne sprijinim. Mai departe, horoscopul pentru fiecare semn astrologic în parte. Berbec. Poate se întâmplă ceva deosebit în sfera sentimentală și găsiți pe cineva cu care să fiți compatibili. Se poate să vă conversați cu rudele ca să vă bucurați de faptul că sunteți sănătoși și poate aveți și altceva important de făcut, de vorbit. Spontaneitatea și autenticitatea sunt o combinație excelentă acum în area sentimentală, mai ales dacă vă îndeamnă să vă dezvoltați calitățile native. E momentul să vă depășiți inhibițiile și să faceți acel pas pe care îl considerați a fi calea spre înflorirea romantismului și pasiunii din viața voastră. Taur. O să vă îngrijiți și de felul în care arătați și de cum vă simțiți, că ați ajuns în sfârșit să vă prețuiți. Poate dați zor să terminați munca pe acasă, să petreceți restul timpului cu familia, cu copiii, să vă destresați. Poate că vă doriți să mențineți armonia în relația de cuplu prin a evita să aduceți în discuție anumite chestiuni care vă macină. Dar acest lucru nu va face decât să ducă la o acumulare a presiunii, până când aceasta va atinge punctul maxim. Gemeni. Se interesează cineva de viața voastră și o să vorbiți la telefon, în vreo rețea pe net, să știți unul de celălalt. Poate se întrevede o relație amoroasă ceva. Se poate să fiți ocupați cu diverse activități care să vă pună creativitatea în funcțiune. Și să fiți la înălțime, să faceți lucruri de calitate, să vă felicite lumea pentru asta. Dacă simțiți că un val de seriozitate intervine în sfera voastră romantică, evitați să-l accentuați printr-o abordare sobră. Cheia progresului constă în pași mici, dar de efect, care duc spre amplificarea pasiunii dintre voi și persoana iubită. Veniți voi cu inițiativa și lăsați ca aceasta să fie preluată de partenerul de cuplu, ducând la o armonie. Rac. O să vă găsiți un loc al vostru în cadrul grupului de prieteni și poate sunteți cei care le susțin celorlalți moralul. O să primiți confirmări, vi se dă ok-ul pentru o muncă de acasă, construiți sau reparați o locuință, ori poate o să reușiți în sfârșit să vă luați o mașină. Sunteți încurajați să fiți mai creativi în aria romantică și să intensificați potențialul pasional. Nu aveți nevoie de chestiuni grandioase și resurse materiale semnificative pentru a vă condimenta relația cu persoana iubită. Trebuie doar să vă lăsați conduși de inspirația voastră nativă și să induceți o atmosferă plăcută prin diverse activități interesante, dar și o conversație profundă poate da startul distracției și pasiunii. Leu. Poate vă strângeți cu toți ai voștri la un grătar, azi, mâine, mai ales dacă aveți ceva de sărbătorit și o să fie festiv. Se poate să-i provocați la o discuție de principiu pe niște colaboratori care vor să lucrați împreună și aspectul financiar să fie mulțumitor, să vă îndemne să acceptați. Calitățile voastre native strălucesc în această perioadă și e bine să profitați de energia pasională pe care o aveți pentru a crea o atmosferă de vis împreună cu persoana iubită. Dacă sunteți singuri, mențineți-vă misterul datorat vibrației pe care o emanați și permiteți ca cineva special să vă descopere treptat. Fecioară. Se poate să întâlniți pe cineva pe rețelele de socializare și să începeți o relație care să vă completeze frumos, să vă țină companie. Voi se poate să vă dați acceptul pentru o colaborare, poate fi și un proiect particular și să vă aducă bani și relații pe care le puteți folosi cu succes la momentul potrivit. Probabil a venit momentul să vă întrebați dacă nu cumva ați neglijat sfera sentimentală în ultima vreme. Permiteți ca imaginația și creativitatea voastră să vă ofere soluții și posibilități care să vă aducă din nou echilibru în ariile vieții voastre. Puneți în aplicare acel plan care știți că va aduce mai multă pasiune în sfera romantică. Balanță.
E posibil să faceți un video call cu prietenii pe care nu i-ați mai văzut de multă vreme, să povestiți ce ați mai făcut și să vă faceți program pentru următoarele zile, dar să faceți și ceva treabă pe acasă. O să aflați o veste bună despre revenirea la sentimente mai bune a cuiva și poate e în joc relația voastră sentimentală și o să faceți tot ce depinde de voi să perfectați comunicarea. Poate că o chestiune romantică sau legată de o relație are nevoie să treacă printr-un filtru mai intens înainte de a deveni echilibrată și a ajunge la claritate. Atâta timp cât veți păstra o abordare sensibilă și lipsită de impulsivitate, veți avea parte de o rezolvare armonioasă. Încurajați colaborarea eficientă. Scorpion. O problemă de suflet se poate rezolva dacă o să vorbiți deschis cu persoana care v-a pus pe gânduri, ca să nu mai existe secrete între voi. V-ați putea găsi de lucru pe acasă, prin curte, ca să vă dați întâlnire cu prietenii doar în video, ca să mai faceți mișcare, gimnastică. Dacă sunteți singuri, e bine să fiți atenți la anumite chestiuni incerte din sfera sentimentală, dar mențineți o abordare echilibrată, bazată pe analizarea faptelor și intuiția voastră. Dacă sunteți într-o relație, un nou nivel de angajament emoțional și fizic duce la intensificarea pasiunii. Săgetător. Inventați și voi ceva care să vă anime, să încurajați și pe copii să creeze, să se joace, să vă jucați împreună. O să vă impuneți punctul de vedere într-o chestiune de afaceri și o să țineți la prețul pe care îl meritați, iar dacă cealaltă parte e de acord, treceți la treabă de luni încolo. Vedeți și cum. Încrederea de sine vi se dezvoltă la momentul oportun, având în vedere că există niște chestiuni care necesită clarificare în sfera voastră sentimentală. Sunteți încurajați să abordați o atitudine pozitivă față de ceea ce în trecut a fost confuz. Schimbarea perspectivei este cheia progresului. Capricorn. Poate faceți o achiziție pe bani mulți, să vă luați o casă, o mașină, mobilier nou sau altceva de care aveți nevoie. Se rezolvă o serie de lucruri pentru care v-ați bătut multă vreme, poate chiar ani de zile, și o să treceți într-o nouă etapă de viață. Poate vă căsătoriți, o să aveți copii. Un progres plăcut în afara sferei voastre sentimentale vă poate inspira să amplificați armonia și pasiunea din aria romantică. Încrederea de sine pe care o aveți strălucește și vă determină să ajungeți la o conexiune mai profundă cu persoana iubită, iar dacă sunteți singuri, veți fi mai motivați să cunoașteți persoane noi. Vărsător. E o răscolire sufletească și dacă știți din ce cauză, puteți elimina problema. Luați legătura cu persoana și lichidați conflictul. O să câștigați mai mulți bani pentru că vă uniți forțele cu ale unor persoane care cunosc meserii și în care aveți încredere că o scoateți la liman. Vă puteți câștiga banii. Poate că planul vostru profesional vă stă în calea satisfacției pasionale și este un moment în care e bine să fiți raționali. Cu toate acestea, dacă există posibilitatea de a amâna anumite chestiuni într-un mod practic, e bine să profitați de această ocazie pentru a vă înflori romantismul și plăcerea din viața voastră. Pești. O ieșire la rampă cu ceva nou v-ar scoate din starea de monotonie și v-ar imprima un optimism binefăcător. Exact de asta aveți nevoie. Voi o să aveți de luat niște decizii care țin de viața de familie și vă mai relaxați ca să luați o hotărâre înțeleaptă. E momentul să vă aliniați cu dorința voastră de spontaneitate și să dați curs activităților care să vă amplifice distracția și pasiunea din sfera voastră sentimentală. Profitați de această atmosferă plină de entuziasm care există acum în viața voastră și amintiți-vă că fericirea pe care o puteți simți ține numai de alegerile voastre. O zi minunată să aveți! Pentru a primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași și un like sau un comentariu. Mulțumim!